Înainte de a veni în coaching, eu am fost într-o etapă lungă de, cred că de câțiva ani de învățare, după care încă vreo 2 ani de dezvoltare pentru un proiect de cartografie pentru a dezvolta competențele în afaceri și sisteme geoinformaționale. Lucram foarte mult la produs, dar nu lucram deloc la vinde produse care făceam. Prima dată de coaching eu am auzit de Alexandru într-o seară după un ride lung prin oraș în care Alexandru explica noțiunea asta care am resimțit-o foarte des când tu cobori și cobori și cobori și te gândești cam cât e limita, până unde o să pot cobor la fundul mării și când o să ajung din nisipul de la fundul mării după care o să zic gata, ies la suprafață. Cam asta mi s-a întâmplat mie și asta a fost cel mai motivațional, adică în momentul în care Alexandru a descris ce aici simțăm eu, asta mi-a zis că ok, merg. Cu micul bug într-o bună zi. Și de-aia n-am ajuns în primul coaching și am ajuns abia în a doilea coaching. Pentru că în a doilea coaching a fost a doilea val de explozie în care am zis că sau ies la suprafață sau nu ies eu. Eu fiind un om foarte sistematic, totuși s-a dovedit că în partea de business n-am fost foarte sistematic. Eram bine pus pe procese de a-mi dezvolta produsele, dar nu eram bine deloc, nu lucram foarte pointat în ale vinde. Ceea ce mi s-a întâmplat la primele lecții era absolut în afara contextului în care m-am obișnuit. Chestia asta de abundență de idei, în care tu nu doar le ai, dar ești obligat să le documentezi. Chestia care coacherii te implică să documentează fiecare idee, nu lăsa nimic în parte, pentru că doar când o să ai abundență de idei, doar când o să ai Excel-ul cu 120, cu 200, cu 250 de linii de idei, îți dai seama că nu mai ai chiar atât de multe idei cum îți pare la prima vedere și atunci ieși din fierismul ăsta de a genera idei și a te simți super generatorul de idei și înțelegi că trebuie să răsufești mâine și să te pui pe treabă, să le realizezi măcar pe alea puține care le ai. Pe hârtie, important pe hârtie de a pune toate ideile, toate scopurile și toate targeturile. Foarte mulți oameni probabil au idei, știu unde trebuie să ajungă, știu cum trebuie să facă, dar din cauza că nu-și documentează știutul, nu ajung prea departe. Din coaching am avut foarte multe momente de discrepanță, foarte multe momente de disonanță din cauza că eu fiind inginer și auzând de oamenii își transmit energie unii la altă, come on, sunt două tipuri de energie, genetică și potențială. Dar la modul serios, când veneau colegii din ăștia care aveau mai mare succes și ziceau săptămâna asta am ridicat 100 de mii de lei. Și te gândeai și eu săptămâna asta ce-am făcut. Și ăsta e genul de energie despre care vorbeau coacherii, asta e atmosfera, asta e competiția în care nu ești obligat să demonstrezi la nimeni nimic, în care doar ții poți să demonstrezi. Asta nu e școala în care îți spune că Vasilica a primit nota 7, dar tu ai primit nota 6 sau 5, el a putut să învețe de 7. Deci măcar nu e vorba de mega performanță de la nota 10, e vorba de ok, dacă tu ești ok să iei nota 7, fii acolo, dar nu la obligarea cuiva. Și energia de a fi mai bun poate în comparație cu alții, poate nu în comparație cu alții, dar nu ca obligativitate, ca scop în sine, dorință în sine. Probabil asta e energia care e foarte incompatibilă cu ingineria mea, dar care foarte mult m-a motivat în aceste 8 săptămâni.